Salutare, oameni buni! Sunt Elegant, în spatele meu este Tribunalul București, unde am pledat din nou în ultimul proces pentru seria de amenzi abuzive aplicate în perioada 2017-2019 de către Ministerul de Interne. De data aceasta am pledat în cazul unei amenzi aplicată de către secția 1 de poliția municipiului București pentru o acțiune organizată acasă la tovarășul Ion Iliescu în luna decembrie 2019, când Marian Ceaușescu s-a dus să-i aducă aminte că este cel mai mare criminal al istoriei moderne și că nu a plătit pentru crimele Revoluției. Dacă țineți minte, este acțiunea în care poliția i-a ridicat și permisul lui Marian Ceaușescu. Acțiune, ea este pe YouTube, am să pun linkul în acest material de prezentare a procesului. Acțiune la care eu, ca jurnalist independent, m-am prezentat, am relatat, am transmis live. Cu toate acestea, un echipaj al poliției secției 1, care a venit acolo chemat de către Serviciul de Protecție și Pază, condus de fostul securist tovarășul Pahonțu, care suferă de secretomanie, ne-a sancționat pe amândoi. M-a sancționat inclusiv pe mine, deși nu exista niciun fel de probă, de dovadă, de indiciu că eu aș fi tulburat ordinea și liniștea publică. Pentru asta am fost sancționat. Ei bine, dragii mei, astăzi am fost la tribunal în faza finală a acestui proces, pentru că Poliția Generală a Municipiului București, și este foarte important acest aspect, împreună cu conducerea secției 1 de poliție, ca să vedeți că se confirmă ceea ce eu explic în legătură cu piramida de corupție PSD-istă din Ministerul Administrației și Internelor, care este tolerată sub doi miniștri ai Partidului Național Liberal, marionete ale acestei hidre. Primul a fost Marcel Vela în guvernul Orban, al doilea este Lucian Bode în guvernul Câțu. Ne-am judecat, dragii mei, inițial, pentru că așa prevede legea, la judecătoria sectorului 1 București, unde instanța mi-a dat dreptate. De ce mi-a dat dreptate? În primul rând pentru că am avut probele video, transmisia live pe care am făcut-o la fața locului, din care se vedea indubitabil că eu nu am făcut nimic altceva decât să relatez. Am avut declarația lui Marian Tivilic Moroșanu, cel care a organizat evenimentul și care a explicat judecătorilor că el a organizat evenimentul, el a vorbit în boxa respectivă și că eu n-am făcut niciun fel de gălăgie, și am mai avut și declarații ale unui martor adus de către poliție, persoana care ar fi sunat la 112 să sesizeze tulburarea ordinii și liniștii publice. Un fost securist a refuzat să spună profesia în instanță, dar ulterior m-am informat cine altcineva putea să stea în primăverii lângă reședința lui Ion Iliescu și să fie deranjat de evocarea crimelor Revoluției. Cine altcineva decât un fost securist, da? Pensionar. Bineînțeles, un pensionar din ăla destul de tânăr. Toarășul securist pensionar în fața instanței a fost întrebat: domnule, îl vedeți pe domnul aici de față? Eu. Dânsul a făcut gălăgie? Păi nu pot să spun că a făcut gălăgie. Deci chiar martorul poliției, oameni buni, cea care abuziv a aplicat sancțiunea, vă repet, tot materialul video este pe YouTube, am să vi-l pun la dispoziție, polițiști de la secția 1, slugarnici politic, pentru că altfel ai înțeleg că pe Marian puteau în cazul lui. Deși și el a demonstrat în fața instanței că aceea a fost o acțiune civică protejată de libertatea de exprimare și de dreptul la protest și pe cale de consecință, fiind în timpul zilei, nu poate fi încadrată la tulburarea ordinii și liniștii publice, ca și cum ar fi făcut o petrecere sau un chef sau o activitate ilicită care să deranjeze vecini. Dar este altă discuție. Eu vorbesc despre cazul meu, da? Deci pe mine m-au sancționat total abuziv polițiștii. Ei, nefiind la fața locului, atenție foarte mare, o să vedeți în înregistrarea video, dacă veți avea răbdarea să o vizionați, și zic eu că este interesantă, puteți să o vizionați, o să vă distrați, cei care n-ați văzut ce s-a întâmplat atunci, o să vedeți că Marian Ceaușescu și-a făcut protestul lui, da? Deci a vorbit în box, i-a spus lui Iliescu tot ce avea de spus, i-a pus imnul Golanilor, i-a citit numele martirilor Revoluției, deci i-a spus tot ce avea de spus și noi am plecat. Și după ce noi am plecat, noi când eram în mașină, au venit polițiștii slugarnici de la secția 1 de poliție, foarte important acest aspect, ne-au tras pe dreapta și ne-au cerut documentele. Un polițist i-a spus lui Marian Ceaușescu să-i dea permisul de conducere. Marian i-a spus: de ce să vă dau permisul de conducere? Alt polițist l-a chemat
să-i facă procesul verbal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Moment în care primul polițist, ca să vedeți cât de perverși au fost, cel care i-a cerut permisul de conducere, a zis că ia permisul de conducere pentru că n-a respectat indicațiile lui. Pentru că nu i-a dat documentele, așa prevede codul rutier, trebuie să respecti indicațiile polițistului de la rutieră. Dacă nu respecti indicațiile, atunci poate să-ți ia permisul de conducere. Și au ridicat permisul de conducere. Bun, Marian se judecă pe problema asta. Revenim la cazul meu. Bun, deci ne-am judecat la judecătoria sectorului 1, dragii mei, și instanța, pe bună dreptate, pentru că existau probele video, exista chiar cel care a sunat la 112, identificat și chemat în fața instanței să depună mărturie, care spune, domne, dânsul n-a făcut scandal, dânsul n-a vorbit în boxă, da? Deci nu poate exista o tulburare a ordinii și niște publice, ce susțineau polițiștii de la secția 1 care au dat abuziv acea amendă. Și exista și declarația lui Marian Tivili. În mod normal, acest proces ar fi trebuit să termine la judecătoria sectorului 1. Dacă s-ar fi produs o schimbare în Ministerul de Interne, dacă la conducerea secției 1 ar fi fost polițiști normali și nu vechi servitori ai PSD-știlor și ai mafiei PSD-stoide, pentru că e mult extinsă această mafie dincolo de granițele acestui partid toxic ciumaroș. Ei bine, nu s-a întâmplat așa. Ce credeți? Au făcut apel. Sub ce pretext? Sub pretextul că, domne, instanța n-ar fi trebuit să țină cont de mărturia lui Marian Ceaușescu, ca și cum numai asta ar fi contat, pentru că Marian Ceaușescu e amic cu mine și am participat împreună la multe evenimente și pe cale de consecință este părtinitor. Asta vă repet, deși în dosarul respectiv există probele video, deși există mărturia celui care a semnat în procesul verbal de amendă că el a sunat la 112, da? Un tovarăș berechet, un nume foarte cunoscut, un tovarăș berechet de la Direcția Generală a Poliției Municipiului București, a insistat să convingă Tribunalul București să nu anuleze acea amendă aplicată abuziv. Am pledat în fața instanței, dragii mei, am explicat instanței aceste lucruri și anume faptul că judecătoria sectorului 1 a reținut în mod corect că starea de fapt consemnată în amendă nu este cea reală, că amenda s-a dat abuziv. Am explicat că există probele video la dispoziție pe care le-a văzut instanța de fond și pe care pot să le vadă și cei doi judecători ai Tribunalului București și că mărturia lui Marian Ceaușescu nu este singurul act probatoriu, singura probă pe care s-a bazat anularea procesului verbal. Și vreau să vă vorbesc acum, o să vedem ce va decide Tribunalul București. În mod normal nu văd cum ar putea să răstoarne hotărârea judecătoriei sectorului 1, dar sigur suntem în România și orice este posibil. Eu o să vă anunț cu privire la această soluție. Este ultima amendă pentru care mă mai judec. În rest, știți cu toții povestea. La fiecare amendă este materialul video inițial. Ce s-a întâmplat când a venit amenda, ce s-a întâmplat la prima instanță, ce s-a întâmplat în instanța de apel. Toate amenzile se judecă pe două grade de jurisdicție. Prima oară judecătoria de pe teritoriul căreia, pe teritoriul căreia te-ai aflat când ai fost amendat, după care tribunalul care este deasupra judecătoriei. Și acolo se termină. O să vedem ce va hotărâ tribunalul, însă acest caz este legat de un alt caz de maximă actualitate pe care îl văd foarte dezbătut pe rețele sociale. Pornind de la un articol din Actual 24, site-ul jurnalistului Ovidiu Albu, care a solicitat poliției române să comunice dacă face o anchetă în legătură cu agresiunea comisă de cele două vuvuzele ale primarului inculpat Tudorache, PSD-ist, prestatoarea de servicii Oana Lovin și partenera ei de prestații de servicii Codruța Cerva, cele care au agresat un tânăr la sediul Ministerului Sănătății. Și poliția a comunicat în scris, site-ul e Actual 24, articolul este pe site, a fost intens răspândit pe rețele sociale și foarte multă lume s-a entuziasmat. Și aici intervin eu, vreau să vă reduc din entuziasm, pentru că s-a comunicat că la secția 1 a Poliției Municipiului București s-a înregistrat plângerea și că este o anchetă. Ei bine, dragii mei, pentru toți cei care sunteți entuziasmați, vreau să fac câteva precizări foarte, foarte importante. Secția 1 este condusă în continuare de către aceleași personaje care au condus această secție de poliție pe vremea infractorului Liviu Dragnea. În esență, oamenii piramidei de corupție din Ministerul de Interne, cimentată, consolidată, betonată sub secretara pușcăriașului Liviu Dragnea, doamna ministru de interne a regimului Dragnea, Carmen Dan.
Faptul că acolo s-a deschis o anchetă penală, ei fiind obligați prin procedură, dacă se depune o plângere penală, să deschidă ancheta, nu înseamnă, oameni buni, că aceste individe, cozi de topor ale PSD-ului, protejate de mai bine de un an de zile de către această piramidă de corupție din Ministerul de Interne, protejate de către jandarmerie în momentul în care au comis agresiunea, oameni buni, de față cu jandarmii care le-au lăsat, cu prilejul știrii că poliția face un dosar penal, din nou imaginile au fost reluate și au fost difuzate pe televiziunile de știri și pe mai multe site-uri de știri și pe rețele sociale. Și dacă vă uitați la acele imagini, veți vedea că sub ochii jandarmilor, cele două buvuzele PSD-iste l-au agresat pe acel tânăr și că jandarmii s-au prefăcut că intervin. După care jandarmii au aplicat o amendă modică de 400 de lei pe care au anunțat-o după ce au văzut că incidentul violent a apărut în presă și este scandal de presă. Altfel, probabil că nu ar fi luat nicio măsură. Din același motiv pentru care polițiștii secției 1, care aveau competență teritorială în Piața Victoriei, de un an de zile să instrumenteze un dosar penal beton, oameni buni, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, pentru că ce au făcut aceste două personaje, împreună cu alte persoane, care pe timp de pandemie, sistematic, săptămânal, de 2, de 3 ori, de 4 ori pe săptămână, au încălcat legislația privind prevenirea și combaterea răspândirii coronavirus, s-au întâlnit în grup mare, n-au purtat mască atunci când au fost foarte aproape persoanele unele de altele, au făcut adunări din acestea publice în perioade în care legislația specială de urgență și de stare de alertă interzicea adunările publice, tocmai pentru că există riscul răspândirii virusului. Toate aceste activități au degenerat în București, în spitalele bucureștene. Secțiile de terapie intensivă au fost luni de zile pline ochi. S-au întâmplat incidente extrem de grave în secțiile de terapie intensivă din cauza activităților acestor persoane. Toate aceste activități constituind infracțiuni, încălcări grave ale legii, cu consecințe extrem de grave, răspândirea virusului în perioadă de pandemie. Polițiștii secției 1 aveau competența legală, judiciară, să se autosesizeze, să deschidă un dosar penal. Și dacă erau cu adevărat în slujba legii, în slujba interesului public, acele două vuvuzele și alte persoane, dar în special cele două vuvuzele, nu mai ajungeau să comită incidentul violent de la Ministerul Sănătății, pentru că erau deja cu dosar penal probabil arestate preventiv. Lucru care s-ar fi întâmplat într-o țară normală, cu poliție normală, cu poliție care nu este în subordinea unei piramide de corupție. Secția 1 este competentă. Bun. Acum, secția 1 care le anchetează pe ele pentru loviri. De asta vă spun că opinia mea și convingerea mea este că timp nu vedem schimbări la vârful poliției române, secretar de stat de tip Berechet și alții care sunt zburați din funcție, până nu vedem schimbări, inclusiv la conducerea secției 1, să nu vă faceți iluzia că aceste personaje vor păți ceva din punct de vedere legal. Nu! Pentru că cei de acolo fac parte din piramida de corupție din Ministerul de Interne, betonată în vremea ministrului de interne Carmen Dan, secretara infractorului Liviu Nicolae Dragnea. Ei bine, unii dintre dumneavoastră, ca să închid paranteza, veți spune: domne, dar poate polițiștii de la secția 1 s-au ocupat de infracțiuni grave, domne, și n-au timp să se uite la televizor sau pe rețele sociale, poate nu trec prin Piața Victoriei să vadă că există un grup de persoane care zădărnicește combaterea bolilor și care încalcă sistematic, oameni buni, săptămânal, timp de un an de zile. Deci nu o dată, nu de două ori. De un an de zile, oameni buni, se face un an de zile în luna mai, de când aceste personaje, săptămânal, uneori de două ori, de trei ori pe săptămână, au încălcat legislația privind prevenirea și combaterea răspândirii virusului. Bun, veți spune unii, poate n-au văzut polițiștii. Ei bine, eu vă răspund, dragii mei, că în luna iunie a anului trecut, eu am depus o plângere penală la secția 1 de poliție pentru această faptă, zădărnicirea combaterii bolilor. S-a ocupat de această plângere penală o fătucă, eu când am văzut-o prima oară, am crezut că e studentă la Academia de Poliție sau elevă de liceu inițial. Nu mi-am dat seama că e polițista care urmează să ancheteze cazul. Vă dați seama? O fătucă, evident, fiind lipsită de experiență, fiind tânără, au pus-o pe ea să mușamalizeze dosarul. Dacă iese prost, asta este. Dacă iese bine și ei au rezolvat problema, iese bine și au rezolvat problema prin mâinile acestei fătuci. Și
Ce credeți? Că a hotărât secția 1 de poliție. Asta după ce un procuror de la parchetul judecătoriei sectorului 1, știți că am făcut un material din fața parchetului și m-a chemat prin procurorul sus să-mi spună, domne, stați să vedeți, știți că plângerea mea penală inițial a fost ignorată o perioadă lungă de timp, depășind termenul legal de procedură. Sub pretextul că, domne, n-a fost semnată. În condițiile în care ne aflam sub intervenția legii speciale privind combaterea pandemiei, care spunea că plângerile către autorități nu se mai depun personal, că nu mai funcționează registrul serviciul registratură și că se depune online. Am fost chemat atunci de prim procuror și prim procurorul mi-a zis, domne, stați să vedeți că procurorul de caz a greșit, că nu înțeleg de ce a băgat plângerea la dosar, că o să facem ancheta, că stați liniștit, că nu știu ce. După acel incident, într-adevăr, prim procurorul mi-a comunicat că s-a demarat ancheta. Da, s-a demarat ancheta și ce? Nimic, oameni buni, nimic. Cred că nu este nevoie să expun acum toate informațiile pe care cei ce mă urmăriți pe mine le știți foarte bine. Cei care nu mă urmăriți, pentru cei care nu mă urmăriți, vă rog foarte frumos, nu expun toate aceste informații, pentru că ar fi nevoie să mă întind 2 ore ca să explic ceva ce eu am explicat deja. Vă rog foarte frumos, intrați pe canalul meu de YouTube și acolo veți găsi 2 playlisturi. Unul se cheamă Tâlhăria civică din Piața Victoriei, Isteria cap vid. Al doilea se cheamă Capcana electorală aur, pentru că ele se leagă. PSD umblă cu cioara vopsită în Piața Victoriei. Acolo veți găsi, oameni buni, cred că sunt vreo 300 de materiale video, reportaje, comentarii, analize, în care am explicat zi de zi de câte ori ei au făcut astfel de manifestări, mă rog, când au fost momente mai importante, în care am explicat ce fac acești oameni. Inclusiv am documentat video. Tot ceea ce este acolo este o dovadă irefutabilă, reprezintă, dacă vreți, un munte de dovezi și de probe că aceste personaje au încălcat legea. Și cred că este de bun simț pentru oricine, pentru orice persoană care a urmărit ce s-a întâmplat în România în ultimul an de zile, că aceste personaje au încălcat legea, oameni buni. Aceste personaje au adunat grupuri mari de oameni la un loc, în perioada în care legea spunea că grupurile mari nu se pot aduna la un loc. După ce s-a intrat în stare de alertă și s-au modificat măsurile și s-a spus, domne, da, pot avea loc adunări publice, dar cu maxim 100 de persoane și cu 2 metri distanță între persoane și cu purtatul măștii, ăștia în continuare au încălcat și acea prevedere. S-au adunat în unele zile câteva zeci, în alte zile mai mult de 100 de persoane cât prevedea legea, da? Fără să păstreze distanța, fără să poarte mască. Și aceste imagini, aceste evenimente, nu este ca și cum s-ar fi petrecut în secret și nimeni n-ar fi știut de ele sau aș fi dat numai eu pe canalul meu de YouTube și pe Facebook și pe cale de consecință publicul larg habar n-are ce se întâmplă. Nu, oameni buni! Mai mult decât încălcarea legii, aceste acte de încălcare sistematică a legii pe toată perioada pandemiei, în fiecare săptămână, uneori de 3 ori pe săptămână, au fost mediatizate de televiziunile cu patron penal. Au fost mediatizate de televiziunea infractorului Dan Voiculescu, Antena 3. Au fost intens mediatizate. Zi de zi sunt acolo aceste personaje la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță. De ce insist pe acest aspect? Dincolo de efortul de 3 ani de zile pe care îl fac pentru a explica oamenilor ce înseamnă cartelul Mafia Media, este un aspect legal foarte important, oameni buni, pentru că legea spune că atunci când o faptă, o încălcare a legii, contravențională sau penală, în cazul de față, după părerea mea, este penală, pentru că este comisă repetat, foarte mult timp și a creat consecințe foarte grave în societate. Legea ce spune? Că atunci când o faptă ajunge la cunoștința publicului larg și este intens mediatizată, sunt motive în plus, în unele cazuri, când se dispune reținerea și se cere arestarea preventivă a celor care au comis fapta, ăsta este motiv de arestare preventivă, oameni buni. Deci au încălcat legea pe timp foarte îndelungat, sistematic, uneori de 3 ori pe săptămână, și aceste fapte au fost intens mediatizate pe principalele televiziuni de știri ale grupării Mafia Media, pe care eu o numesc
cartelul Mafia Media. Televiziunile, site-urile, ziarele cu patron penal, bineînțeles în interesul politic al hidrei care se află în spatele lor. Cu toate acestea, secția 1 de poliție, oameni buni, a zis, nu e, domne, nimic. Nu e nimic. Înțelegeți? De aceea eu vin și vă spun celor care vă bucurați că ați văzut știrea că acel tânăr care a fost agresat la Ministerul Sănătății a depus plângere penală și poliția, normal, obligată de procedură, a zis, da, am înregistrat plângerea, eu vă spun să nu vă bucurați, oameni buni. Pentru că sunt aceiași oameni care au mușamalizat încă de anul trecut plângeri penale împotriva lor, sunt aceiași oameni care insistă în instanță cu niște amenzi date abuziv, deși eu am demonstrat și judecătoria sectorului 1 a constatat că au fost date abuziv, ei insistă în continuare cu acele abuzuri, aceiași oameni se vor ocupa și de această plângere penală. Și opinia mea este că ea va fi mușamalizată. Și mai vreau să fac o precizare foarte importantă. A fost o știre de săptămâna trecută, n-am apucat să o comentez pentru că nu merita să fac un comentariu separat pentru ea, dar în acest context această știre este foarte importantă. Pentru că am făcut referire la cei doi miniștri puși de către Partidul Național Liberal la interne, cei doi miniștri fiind rezultatul compromisului puturos, oameni buni, toxic, nociv, făcut de către Ludovic Orban cu hidra corupției PSD. Și anume să pună la Ministerul de Interne niște marionete, niște personaje care să nu facă niciun fel de mișcare, să nu facă niciun fel de vidanjarea Ministerului de Interne, niciun fel de acțiune împotriva mafiei și mai mult decât atât să protejeze interesele mafiei. Și a fost o știre care a trecut cumva neobservată săptămâna trecută, pentru că societatea era la finalul scandalului Vlad Voiculescu, Florin Câțu și lumea era concentrată pe acest aspect. Fiind la Botoșani, tovarășul Bode a făcut o declarație într-o conferință de presă în care a spus că atâta timp cât el este ministrul de interne, nici un fel de venit special nesimțit al angajaților Ministerului de Interne și mai ales pensiile lor nesimțite nu se vor modifica. Înțelegeți, dragii mei? Toate acele privilegii care fac din angajații Ministerului Administrației și Internelor și nu numai o categorie socială cu totul aparte, cu condiții absolut nesimțite. De ce? Pentru că sunt plătite din taxele și impozitele noastre. Este inadmisibil să pensioneze un jandarm sau un polițist la 45 de ani, oameni buni. Este inadmisibil așa ceva. Și cu o pensie de 100-150 de milioane, pensii care sunt mult peste dublu, triplu unui venit mediu, să spunem din mediu privat, oameni buni. Nu se poate așa ceva. Ei bine, ei au beneficiat de toate aceste privilegii speciale, care sunt foarte similare cu privilegiile pe care securitatea le avea pe vremea comunismului. Și nu este întâmplător acest lucru, Ministerul Administrației și Internelor este împânzit de foști securiști. Și nu numai Ministerul Administrației și Internelor. Serviciul de Pază și Protecție este condus de un fost ofițer de securitate, tovarășul Pahonțu. N-am înțeles niciodată de ce președintele Klaus Iohannis menține un fost ofițer de securitate la conducerea unui serviciu secret într-o țară NATO. N-am înțeles. Dincolo de faptul că este scandalos, revoltător și jignitor la adresa celor care l-au votat pe Klaus Iohannis, este și nesigur, pentru că securitatea comunistă a fost legată umbilical și a fost creată de către serviciile secrete rusești, de către NKVD, de către GRU, Serviciul Militar de Informații. Și ați văzut, săptămâna asta, coordonatorul GRU din România, adjunct al atașatului militar de la ambasada Rusiei, a fost expulzat din țară pentru activități ostile Moscovei. Deci ăștia au activități ostile. Și tu îl ții pe un securist șef la SPP, care are acces la programul tuturor demnitarilor acestei țări, oameni buni. Este o demență, da? O să vedem ce va face președintele Klaus Iohannis în acest caz. Însă, revin la declarația ministrului Bode. Oameni buni, această declarație pe față, o bătaie de joc la adresa tuturor celor care au votat PNL, pentru că foarte mulți oameni au votat Partidul Național Liberal, mai ales în urma declarațiilor făcute de liderii acestui partid. Rareș Bogdan, mai țineți minte cum își rupea cămașa Armani de pe el, spunând, domne, o să rezolvăm în 60 de zile pensiile speciale. Mai țineți minte cum își spărgea ochelarii Gucci, dădea cu ei de pământ, domne, pensiile speciale sunt revoltătoare. Și a venit Bode și a spus, nu, domne, noi nu ne atingem de asta. De ce? Simplu. Pentru că de aia a făcut Orban compromisul cu Hidra, cu mafia PSD-istoidă din Ministerul de Interne, tocmai ca să nu se atingă de privilegiile lor.
toate aceste privilegii, pensii speciale, pensionări, sporuri peste sporuri, avantaje materiale nesimțite în contextul în care le punem alături de salariul mediu pe economie și de veniturile medii din sectorul privat, oameni buni. Da? Toate aceste privilegii au venit date în timp, în continuarea politicii de acordare de privilegii pentru securiști, pentru forța armată a dictaturii lui Ceaușescu, care era până în 89, în continuare, sub regimurile FSN, PDSR, PSD, au fost construite aceste privilegii. Și iată că un ministru liberal vine și spune, domne, nu ne atingem de ele. Cât timp eu sunt ministru, nu faci nimic. Ei bine, din același motiv pentru care domnul Bode a spus că nu se atinge de pensiile alea, din același motiv au rămas, inclusiv la conducerea secției 1, slugile acestei hidre PSD-stoide care vor proteja aceste cozi de topor. De aceea v-am spus, dragii mei, să nu vă entuziasmați prea tare la vederea acelei știri și să așteptați să vedeți ce se întâmplă. Eu sper să mă înșel. Îmi doresc foarte mult să mă înșel și să văd aceste două personaje absolut penibile, absolut jenante, grotești, hidoase, să le văd suportând consecințele legii. Dar sunt foarte sceptic și zic că în 26 de minute am exprimat suficient de multe argumente pentru a înțelege orice persoană care se uită la acest material de ce sunt atât de sceptic. Pentru cei care nu m-ați urmărit cu foarte multă atenție în ultimul an de zile, pe voi vă rog să intrați pe canalul meu de YouTube, să căutați cele două playlisturi, Tâlhăria civică din Piața Victoriei și PSD umblă cu cioara vopsită în aur. Acolo veți găsi, oameni buni, toate dovezile, toate probele, veți găsi înregistrări video, analize, știri prezentate de alte site-uri de-a lungul ultimului an de zile, care dovedesc că secția 1 de poliție a protejat sistematic, cu bună știință, revoltător, scandalos, încălcând legea și acționând împotriva interesului public de a se combate pandemia, a protejat această grupare PSD-isto rusofilă care s-a ocupat în ultimul an de zile cu sabotarea sistematică, cu aceste acte de terorism sanitar, cu sabotarea sistematică a eforturilor societății românești de a ține sub control această pandemie.